Sucursala Sătmăreana a Colegiului Asistenților Sociali din România a obținut premiul pentru cea mai activă filială din țară, în cadrul unei gale ce s-a desfășurat la Ateneul Român din București. Premiul prin care este recunoscută și recompensată activitatea bogată din anul 2015 a sucursalei Sătmărene a fost acordat pe baza voturilor online obținute de asistenții sociali și în urma deciziei unui juriu de specialitate. Colegiul Asistenților Sociali are în județul Sătmare 130 de membri, majoritatea desfășurându-și activitatea în instituțiile subordonate Direcției de Protecție Socială, în casele de tip familial sau în ONG-urile cu activitate socială.